Mergem mai departe și vedem ce decizie tulburătoare a luat Mihai Treistariu, artistul. Vrea să-și facă transplant de corp. În corpul cui vrea să trăiască, aflăm chiar de la el, priviți. Această știre de vreo 3 sau 4 ani de când a apărut cu transplantul de cap. Un doctor italian care are o doză de nebunie a declarat societare că are un pacient care are nu știu ce boală, probabil legată de mușchi, de articulație, de oase. Omul respectiv stă în scaun cu rotile și nu mai are șanse mari de viață și atunci singura lui șansă, variantă de a trăi mai mult, este să îi se schimbe efectiv corpul, pentru că e paralizat de la gât în jos. A discutat cu familia lui și au ajuns la concluzia că doar printr-un transplant de cap, adică să-i mute efectiv capul cu creierul și cu toată conștiința lui, într-un corp nou ar putea să-l țină așa în viață măcar încă 10-20 de ani. Așteptăm operația reală acum, pentru că e un om care așteaptă această operație, acel italian, și care nu mai are alte șanse. Va trebui să găsească, în schimb, un donator, mă uitam pe net, ceea ce iar e ciudat, să vedem cine donează corpul lui sănătos ca să-l dea altuia și să se facă schimb de capete. E dubios, zici că e un film de groază, dar uite că... Cine știe, viitorul sună ciudat. Pum a făcut niște experimente zile trecute pe niște cadavre și au legat neuronii, nervii, mă rog, venele, vasele de sânge, deci pe undeva omul speră că va fi ok. E foarte controversată metoda. E deja scandal internațional pe tema asta, în sensul că, na, e o situație în care să știi că capul tău stă pe corpul altuia, nu-i grozav, dar pe undeva... E și interesant, pentru că poate unii nu sunt mulțumiți de corpul lor sau vor să schimbe ceva și s-ar putea în viitor, dacă va fi posibil și omul îi reușește, o să dea lovitura odată și atunci vor fi și pe partea estetică astfel de operații. Am avut un complex de înălțime toată viața, la 1,72, mereu a zis că sunt prea mic și că mi-e ciudă că n-am avea 1,85. Deci dacă s-ar putea în viitor să fac o astfel de operație, aș da fericit banii care or fi și mi-aș schimba corpul să am 1,85, să fiu atlet de performanță sau ceva musculos și frumos și cu creierul același ca să am aceeași minte și aceeași voce și Doamne ajută să se poată. Eu nu sunt împotriva tehnologiei și a schimbărilor viitorului și eu țin cu viitorul și abia aștept să-l trăiesc. Am și declarat că o să mă criogenez, că poate în gheață acolo... Înghețat undeva, o să fiu dezghețat peste 1000 de ani și trezit la viață și atunci altfel va fi, totul va fi diferit. Cred cu tărie că viitorul e într-o continuă schimbare pe partea asta, deci va fi posibil. Și atunci, dacă ar fi, mi-aș lua un atlet. Nu cred că mi-aș lua o personalitate sau ceva, nu. Sunt oameni în moarte clinică sau oameni care tot așa au niște probleme grave și nu mai trăiesc. Și atunci le iei corpul și îl donezi. Familia contribuie acolo, cumva, la semnături sau chiar donatorul. Dacă știe că nu mai are de trăit, își donează corpul după ce se stinge din viață. Ca să iei un corp așa, trebuie să găsești un tânăr, nu? La 20 de ani, toți vrem să avem 20 de ani și să fie înalt. Cine știe cum va fi?